Duhul adevărului, care pretutindene-i și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino, te rugăm, și te slășluiește astăzi și aici, între noi și întru noi. Și ne curățește pe noi de toată spăcăciunea și mântuiește, Bunule, Duhule Sfinte, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește-ne. Curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, iartă. Cercetează și vindecă sufletele noastre. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește celor rău. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Venim înaintea Ta, Dumnezeul nostru și Tatăl nostru cel veșnic și scump din ceruri. Dumnezeul nostru și Părintele nostru, în care ne-am pus toată nădejdea noastră, în fața căruia venim și astăzi, în această zi de bucurie și de sărbătoare. Venim cu frică și cu tremur, dar venim și cu dragoste și cu credință. Acela la masa dragostei și a bunătății Tale, aici în căsuța noastră părintească. Aici unde îi se pare că suntem mereu pe Golgota. Aici unde îi se pare și simțim brațele Tale mereu deschise și aripile dragostei și a bunătății Tale ca unei mame larg deschise, în care ne-ai cuprins pe fiecare dintre noi și vrei să ne încălzești și vrei să ne transformi și vrei să ne faci alți oameni ca să fim vrednici, Dumnezeu nostru, pentru împărăția cerurilor, pentru locurile acelea despre care Tu ai spus că ni le-ai pregătit. Pentru cei credincioși, pentru cei statornici, care vor duce lupta până la moarte și până la sfârșit și nu vor da înapoi, Dumnezeul nostru. Venim în fața Ta, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus că ori de câte ori ne vom aduna numele Lui, va fi negreșit în mijlocul nostru și că niciodată noi nu vom fi singuri, ci că Tu, Dumnezeul nostru, și aici, și în toate clipele vieții noastre, de bucurii, ori de întristare, ești mereu alături de noi. Tu ai spus că nu ne vei lăsa niciodată singuri. Dorim să-ți mulțumim pentru prezența Ta. Pentru prezența Ta în zorii zile aici, în locul acesta, unde ne-ai așteptat pe fiecare dintre noi, ca pe o luminiță să ardem și să facem lumină, să ardem pentru Tine și pentru cuvântul Evangheliei Tale. Să ardem pentru Tine și pentru cei dragi ai noștri, ca să putem fi o lumină și să-i putem chema și îndruma la mântuire. Îți mulțumim, Dumnezeu nostru, pentru această zi. Ziua Învierii Tale, ziua de odihnă, ziua în care noi ne putem rezema și astăzi și întotdeauna capetele noastre obosite pe pieptul Tău, pe genunchii Tăi, să putem primi căldură, Dumnezeu nostru, ca să putem avea biruință, așa cum ne spui Tu prin cuvântul Tău. Căci prin Tine, Tu care ai mirit moartea și iadul și întunericul, așa vom birui și noi, Dumnezeul nostru, ispitele și greutățile acestei luni, cu Tine și împreună cu Tine, Domnul nostru. Nu știm pentru ce să-ți mulțumim mai întâi. Pentru această zi frumoasă și minunată, pentru cuvântul Evangheliei Tale, pentru întâlnirea noastră, pentru adunarea noastră. Doamne, nu știm pentru ce să-ți mulțumim mai întâi, dar să mulțumim că Tu ești negreșit.
mijlocul nostru, Tată scump din ceruri, Domnul și Mântuitorul nostru și Duhule Sfinte, îți mulțumim că Tu ești aici cu noi și ne faci să ne cercetăm inimile și viața noastră. Ne faci să ne privim în adâncul sufletului nostru și să vedem Dumnezeul nostru ce-am adunat în greaja sufletului nostru pentru atunci când Tu vei număra. Mi se pare că în această zi măreață de bucurie și de toamnă, când oamenii își adună roadele lor, ne aduce aminte de ziua judecății. Ne aduce aminte Dumnezeul nostru de atunci, de ziua în care Tu vei judeca lumea și vei căuta, așa cum spune cuvântul Evangheliei tale, dacă în viața noastră am știut să iubim, dacă am știut să iertăm, dacă am știut să ne plecăm spre cei din jurul nostru, dacă am dat un bar de apă, dacă am dat o bucată de pâine, dacă am cercetat pe cei bolnavi, pe cei necăciți, pe cei străini, pe cei de la marginea societății, de la marginea lumii, dacă i-am cercetat și i-am îmbărbătat și le-am spus despre tine și despre dragostea ta și despre jertfa ta, care este dragoste și este iubire. Nu știm să-ți mulțumim. Pentru ce să-ți mulțumim mai întâi? Îți mulțumim că ne-ai adus din valurile lumii și ne-ai scos din valurile lumii și ne-ai adus aici la credință, în biserica noastră, bună și străbună, în această lucrare scumpă și minunată, Dumnezeu nostru, care ai trimis-o prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Părintele Iosif, în țara noastră și în poporul nostru și în biserica noastră. Pentru ce să-ți mulțumim mai întâi? Să-ți mulțumim pentru oamenii scumpi și minunați, care atunci când Tu le-ai cerut partea lor de jertfă au spus, da, Doamne, venim să facem voia Ta. Să-ți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru biserica și credința noastră. Să-ți mulțumim pentru această lucrare scumpă și minunată, în care am simțit atâtea sfinte și minunate bucurii, în care am învățat să chemăm oamenii la mântuire, să chemăm oamenii la dragoste, Dumnezeu nostru, să chemăm oamenii să se împace cu Tine. De aceea ai trimis Tu oastea Ta ca un sol, ca pe un Sfântul Ioan Botezătorul să pregătească calea, să spună oamenilor să îndrepte căile lor și viața lor pentru veșnicie și pentru judecată. Doamne, să mulțumim pentru toate. Ajută-ne să rămânem credincioși și statornici. Ajută-ne, Dumnezeu nostru, să ardem până la sfârșitul vieții noastre. Ajută-ne, Doamne, să și dă-ne biruință prin toate luptele și greutățile prin care vom trece în viața aceasta. Mai bine să ne pierdem un ochi, mai bine fără un ochi, ori fără o mână, ori fără un picior, să intrăm în împărăția Ta, așa ne spune cuvântul Tău, decât să ne lepădăm de Tine. Îți mulțumim, ține-ne aici uniți și statornici și harnici, aici în lucrarea Ta și în biserica și în credința Ta. Fă-ne niște vase curate, fă-ne niște lucrătorii vrednici, harnici în via Ta, ca să adunăm roade multe pentru ziua judecății și a veșniciei. Îți mulțumim pentru toate, pentru preacurata Ta, Maică, pentru înaintașii noștri, pentru părinții noștri, pentru cei ce au trecut în veșnicie, pentru cei ce ne sunt ca un exemplu viu și ca o lumină înaintea ochilor noștri. Ajută-ne să călcăm pe urmele lor. Ajută-ne să fim vrednici de numele pe care îl purtăm. Ajută-ne să fim vrednici de jertfa Ta, de ceea ce ai făcut Tu pentru noi și pentru mântuirea noastră. Ajută-ne să spunem oamenilor despre jertfa Ta și despre dragostea Ta. Îți mulțumim, Dumnezeu nostru, pentru bucuria de astăzi. Te rugăm să mângâi și să vindești pe toți bolnavii. Te rugăm să-i sprijini și să-i mângâi pe toți străinii, pe toți cei necășiți, pe bătrâni, pe orfani, pe văduve, pe toți cei ce sunt plecați în neagră străinătate, să-i mângâi, să le dai ajutor, să le dai nădejde, Dumnezeu nostru, pentru că Tu ești nădejdea, Tu ești biruința noastră, Tu ești stâlpul pe care noi ne răzimăm întotdeauna, Dumnezeu nostru, pentru că Tu întotdeauna de la Tine vine rezolvarea tuturor problemelor noastre. Îți mulțumim pentru orașul acesta. Îți mulțumim pentru cei dragi de aici. Îți mulțumim pentru cei dragi din zona noastră. Îți mulțumim pentru toată lucrarea voastră tale, din țară și din străinătate. Și credem, Dumnezeu nostru, că de aceea ai trimis Tu lucrarea Ta ca o ultimă șansă, ca o corabie de salvare ca pe vremea lui Noe, ca toți cei ce vor intra în ea și vor rămâne credincioși și statornici, să poată să primească coroana veșniciei. Îți mulțumim pentru toate și Te lăudăm, Dumnezeul nostru, vino în mijlocul nostru, împreună cu toți sfinții, cu înaintașii noștri, cu tot cerul, cu părinții, cu moșii și strămoșii noștri, ca să fie astăzi, într-adevăr, zi de bucurie și de sărbătoare și în orașul acesta și în viața noastră și în viața tuturor. Pentru toate slavă, cinste, închinăciune și mulțumire îți aducem
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să te fericim pe tine, născătoare de suntem mai mulți cu atâta.
cărucelici, părinți, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Suntem în prima lună a anului bisericesc și primele sărbători sau deschiderea anului bisericesc am avut-o prin Maica Domnului, 8 septembrie, nașterea și Sfânta Cruce, 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci. Cei care nu aduc cinstire Maicii Domnului și știți că sunt, să numesc că sunt creștini, ar trebui să știe că în Bibliile dânșilor scrie ca și în Biblia noastră, Biblia dânșilor e tradusă ca să-i apere sau să-i facă pe credincioși să se îndepărteze de cele sfinte, ar trebui să știe că acolo scrie și la dânșii și la noi, iată roaba Domnului, și spune acolo mai departe, mă vor ferici toate neamurile. Deci toate neamurile înseamnă că toți oamenii de pe pământ, indiferent de credința lor, mă vor cinsti. Revenind la Sfânta Cruce, atât de importantă că dacă n-ar fi fost Sfânta Cruce, n-am fi avut învierea, n-am fi avut praznicile împărătești, n-am fi avut sfinții care și-au dat viața pentru Hristos, n-am fi avut biserici. Și atât de multe cinstită crucea și atât de mare e puterea ei, că și Sfântul Apostol Pavel spune că cu toate dar nu se până într-al treilea cer, mie să nu fie amărăutat decât în crucea Domnului. Atât de importantă este încât înaintașii noștri au cinstit-o, dar ce este dureros că urmașii, și mai ales în timpurile noastre, nu mai dăm cinstirea cuvenită. Românul când bea apă și era în cap, era cu sapa mână la prășit, la munca câmpului, începea cu semnul crucii, stătea la masă cu semnul crucii, se ridica la masă cu semnul crucii, se culca, se ridica la somn cu semnul crucii. Acum, și apă când bea. Apa este elementul esențial existenței, vieții. Apa când gusta și făcea semnul crucii, acum românul când are în gura lui înghițitura cu apă, înjură. Nu există popor în lume ca românul să înjure cele sfinte, de grijane, de pași, de sfinți, de tot ce este sfânt. Dar Dumnezeu este bun. Mai trimite câte o încercare, câte o pedeapsă. Ne trage de urechi. Nu ne pedepsește. E cu milă, e părinte bun, cu milă. Vrea să ne aducă la o cale bună un părinte când îl trage pe copil de urechi. Nu ca să-l doară, să-l aducă pe calea cea bună. Avem totuși posibilitatea de întoarcere. Știți că tâlharul după cruce în ceasul 12-lea a fost iertat. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție a Ta, și Iisus a spus, nu că L-a iertat, vei fi cu mine în Rai. Nu Adam și Eva au fost în Rai, nu drepții Vechiului Testament au fost primii în Rai. Tâlharul, prădasă, omorâsă, a prădat Raiul. Din bunătatea lui Iisus. Tot ce era măreț și a fost mai măreț a fost în Iisus, Domnul nostru. Înțelepciunea cuvântului Lui transforma pe oameni. Vă amintiți cu femeia păcătoasă când veneau cu pietrele în mână în armaș și le-a zis pe învățătorule femeia aceasta a păcătuit. Și Iisus a scris pe nisip,
singura dată când a scris cel cine este fără de păcat să ia piatra să arunce. Și pietrele picau. Veneau, citeau acolo și le picau pietrele. Și a plecat și a văzut o mulțime de pietre pe pământ. Nu mai era nimeni decât el cu păcătoasa. S-au întors tot la casele lor schimbați. Renunțând să mai omoare înțelepciunea lui Dumnezeu. Zice că pe front sânge, carne sfârtecată, oameni în chinuri. Totuși un soldat mai avea viață, el l-a dus și l-a dus la spital, dar era nevoie de transfuzie. Și lângă el era un camarad care nu era rănit chiar rău și a consimțit să ia sânge. S-a făcut bine bolnavul, s-a terminat războiul, s-a cel salvat, s-a interesat de cel care a donat sânge. Și a auzit că este undeva departe care nu aveau condiții de materială bune. El era om bogat, din neam în neam, oameni bogați. A umplut o geantă cu bani și a trimis pe un om al care îl slujea acolo la bogățiile lui. Merge acolo și dai geanta asta cu bani și spui că e de la mine. Cel care mi-a dat sânge, el este să-i mulțumesc. L-a găsit. Într-adevăr, un om sărman, străbănug, îmbrăcat, așa, sărăcăcios, și a spus, ia pompul, ia geanta asta cu bani, se la cutare, ei dat sânge. Și el când a auzit, s-a ridicat și a zis, Domnule, îți mulțumesc frumos, spune-i că eu am donat, eu am dăruit, eu n-am vândut. Iisus n-a vândut, ne-a dăruit sângele Lui. Ca să trăim noi și mai ales când ne-a deschis calea către cer, unde merg eu să fiți și voi. Iubiți frați și surori, se vorbește de poluarea asta și sunt multe organizații și la noi în țară să avem un mediu curat, să avem o viață curată, să ne protejăm viața. Dar există și poluare spirituală. Poluarea spirituală, dumneavoastră o faceți. Ostașii Domnului, care mie mi-ați dat când eram în tinerețe, mi-ați dat curaj, pentru că în parohia mea, acolo unde eram, într-un Severin, aveam un credincios, l-am spus și anul trecut și totdeauna vă spun, pentru că merită. Ghericianu îi spunea, un om simplu, avea securitatea și avea caietul, cântecele. Venea la mine la biserică și cânta oastea Domnului, acolo s-a adunat la mine la biserică și cântau. Și avea caietul, l-a chemat acolo la sediu, la securitate. Și l-a băgat în duraș și a zis al bătrân, aici îl încuiem. Și l-a băgat în sertar. Și a plecat omul acasă și l-a întâlnit pe colonel. Parcă așa spunea că e colonel pe stradă. Tovarășe colonel, că așa se vorbea atunci. De ce l-ați arestat pe Domnul Iisus? Liberați-l! Al bătrân ce vorbește? Domnul Iisus e încuiat în sertar acolo la dumneavoastră la securitate. Foarte mult m-a influențat omul ăsta. Om simplu, n-a avut teologie, n-avea, nu știu dacă avea 7 clase. Făcea încălțăminte, cărpea încălțăminte. Vorbim de poluarea, dumneavoastră faceți curățenia spirituală. Ce ați zice, de exemplu, în orașe, să adună gunoaiele. Și ce ați zice că după ce s-a adunat gunoaiele, dumneavoastră aveți geamurile deschise pentru aerisire. Vine aia poluarește gunoaiele și aruncă pe geam în casa la dumneavoastră. Ce ați zice? Vă revoltați. De ce? Pentru că își bate în joc. Adică le-a adunat pe stradă și le aruncă în casa dumneavoastră. Dar pe geamurile sufletului nostru, câte nu se aruncă, câte mizerii nu se aruncă, priviți-te, dați drumul la televizor, la internet, la ce? Și acolo apar, intră în sufletul nostru, intră pornografie, prostituție. Dumnezeu zice, suntem uie, ce părinte, suntem uie acum, suntem liberi, libertate. Bă, suntem uie, nu suntem în Sodoma. Dumnezeu a dat o lege. Și dacă a dat Dumnezeu o lege, este lege.
Poate omul să dea o altă lege? Da, poate să dea. Dar nu se mai numește lege. Se numește fără de lege. De aceea, ceea ce urmează sâmbătă și duminică, ceea ce se petrece sâmbătă și duminică în țara noastră, referendum pentru familie, trebuie să aveți și dumneavoastră contribuția atât cât se poate ca să-i convingeți pe oameni să iese la vot, pentru că este și interesul și este credința bisericii noastre. Familia, noi știm, familia tradițională e formată din bărbat, femeie și copil, Sfânta Treime pe Pământ. Treimea aceasta de pe Pământ aduce slavă și cinste Treimii cele Sfinte de Sus. Să ajungeți cu bine la casele dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvinteze osteneala dumneavoastră. Sănătate și bucurii să vă dea, slăvit să fie Domnul. Amin. Și ți-am cântat frumos cândva, era atât avânt în toate, dar suflet prea puțin era. Slăviți să fie. Te-am lăudat din nepuse, Doamne, și ți-am cântat frumos cândva. Era atât avânt în toate, știam să spune cuvine înalte, cu grai smerit și grav știam. Și chiar să stai la masa mea, aveai loc larg în toate mele, doar sufletul prea aveai loc larg în toate-a mea.
largă până se cia ta și
Cântarea cu numărul 187.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Dragi părinți și frații lui Hristos, iubiți ostași, deși se venea mie cuvântul de încheiere, o să vorbesc, o să vă pun la suflet câteva cuvinte, puțin mai devreme. Căci așa a rânduit Bunul Dumnezeu, anul acesta să veniți o săptămână mai devreme să ne rugăm. Și tot așa a rânduit Dumnezeu să fie o ziua aglomerată pentru noi. Cântărețul nostru astăzi are comunia religioasă și suntem angrenați în această lucrare bine plăcută lui Dumnezeu. Și o să vă vorbesc acum. O să vă pun la suflet, că ați venit cu sufletele deschise. Câteva cuvinte. Atât de mult mi-a intrat Evanghelia de duminica trecută, pescuirea minunată la suflet. Astăzi ne-a vorbit Părintele Iosif despre iubirea vrăjmașului. Duminica trecută am auzit chemarea primilor apostoli de Mântuitorul Iisus Hristos. Veniți și vă voi face pescari de oameni. Și acea chemare este adresată și nouă tuturor. Indiferent că suntem preoți, indiferent că suntem credincioși. Suntem chemați în aceste vremuri tulburi să facem cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L mărturisim pe Hristos. Să mărturisim Cuvântul. Să propovăduim Evanghelia. Punem la suflet cuvintele, noi suntem pregătiți cei ce suntem aici. Venim pregătiți cu inima deschisă, cu suflete deschise prin cântări, prin rugăciuni, prin cuvintele frumoase pe care le auziți din această, de la această tetrapod, de la această stradă. Dar poate trebuie să mergem mai departe, să ducem aceste trăiri și simțăminte și celor dragi noștri. Și mai mult, vrăjmașilor noștri. Să le vorbim din drag și din suflet. Să le vorbim deschis, să le spunem cuvinte care să-i atingă. Teologia, știința despre Dumnezeu, spuneam și astăzi, după Sfânta Liturghie. Cu adevărat căutăm și nu există om care să fie cuprins întreaga această știință. Dar de multe ori se restrânge. Este doar în câteva cuvinte, într-o simplă rugăciune, într-o simplă vorbă, într-un simplu gest. Suntem alături unii de alții. Suntem toți apostoli, suntem toți mărturisitori al lui Hristos. Ne iubim unii pe alții, suntem ostași al lui Hristos. Dar în același timp să facem un efort, poate, să ne străduim mai mult. Să ostenim mai mult în lucrarea aceasta. Deși, de multe ori, preotul trebuie să... Nu doar preotul este cel ce trebuie să muncească. Ci fiecare credincios în parte. Știu că multe din cuvintele care noi le spunem sunt adresate acelorași oameni care au auzit aceste cuvinte și le-au pus la suflet. Cu greu mai putem să venim cu un cuvânt nou sau cu o simțire nouă către dumneavoastră. Ați fost în antrenorul cei care sunteți aici, sunteți dedicați întru totul mărturisirii lui Hristos. Ați luat legământ și ați făcut legământ. Și îl mărturisiți și prin fapte și prin cuvânt. Ne străduim să împlinim voia lui Dumnezeu și vă mulțumim celor ce osteniți. Că nu e un lucru ușor să veniți din toate cele patru zări să vă adunați împreună, să ne bucurați. Poate altădată nici nu știm să apreciem. Și stăm și mai târziu privim și le punem la suflet. Să știți că de multe ori s-a întâmplat. Poate atunci, pe moment, nu am conștientizat, nu am realizat. Dar când te pui seara în pat, după ce faci rugăciunile, stai și gândești la ziua ce a trecut. Și gândești la vorbele ce le-ai spus și le-ai auzit. Și atunci descoperi. Și prețuiești pe cei cu care interacționezi peste zi.
Așa este, poate, de multe ori. Și vă mulțumesc că ați venit în această biserică. Rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească toate zădarea și vă așteptăm cu drag și cu brațele deschise. Nu doar la temenia voastră, Domnul. Poate mai aveți și neputințe trupești. Chiar o să aveți o ușă deschisă. Mulțumim celor ce ostenesc și poate nu altădată nu le-am mulțumit sau le mulțumim că au făcut posibil această întâlnire. Să vă răsplătească Dumnezeu și Dumnezeu rog să vă ajute Dumnezeu să le ajute. Totul. Da. Cântarea cu numărul 5. În cuvânt, care vorbesc
lucruri bune și scumpe de sărucarea voastră Domnului în Biserica lui Hristos. Eu n-aș vrea decât să rememorez din trecut câteva întâmplări pe care le-am cunoscut în lucrarea voastră Domnului. Eram tânăr preot debutant și de la bun început mi s-a recomandat să fiu cu mare băgare de seamă asupra sectelor din Comuna Greci. Cine făcea parte din sectele, așa zise, asta Domnului, că altă confesiune nu exista la Oltenie, decât două familii de creștini pe Evanghelie și restul ostași la Domnului. Din ostași, câți erau? 4-5 bătrâni, veterani, hrăboase Domnului. De 30 de ani de când slujesc în această biserică, m-am deprins cu frații și surori din toată țara. Vedeam în rândurile dumneavoastră mulți veterani, mulți care au avut de înfruntat umilințele și chisorile comuniste. Și absorbeam cuvintele fraților plecați la Domnul cu multă nerăbdare și cu un nesaț le absorbeam, fiindcă o parte din ele le-am cunoscut și eu. Tovarăți, de ce nu merge, așa spunea primarul, în Comuna Greci? De ce nu merge producția în comuna noastră? Datorită sectelor. Și m-a spus, secta nu era decât oastea Domnului, care e alcătuită din 4-5 bătrâni, bătrâni convoiate, bătrâni în baston, dar care au avut de suferit. Chiar Dumitru Giovanni a stat prin pușcărie multă vreme. Iar Grecu, Micu, am ascultat pe părintele Bologa, sunt întâmplări petrecute. Micu Grecu era un bătrânel, un baston, un handicap mai pronunțat. Câte un frate venea din țară, de unde să știau ei, și îi aducea câte un ajutor, ceva alimente, produse sau haine, sau câte un bănuț, că n-avea nici de gaz până la urmă, cum era atunci. Și toată lumea după el. Cine fie ăsta? Ce sectant va fi? Și de la ostaș la oastea Domnului, cel care venea la el, și la fratele Grecu, Nicu. Măsuri preventive, marginalizate, deci cât se putea de oropsită, deci cât se putea la marginea societății, marginea credincioșilor, că ăștia sunt, perturbă progresul social al națiunii, perturbă bunele moravuri în societatea nouă clădită, cum era atunci, și dădeam seama cât eu, mai tânăr, mai entuziasmat ca orice tânăr la vârsta potrivită, căutam să iau apărare, să mă zbat, să arăt valorile culturii naționale, valorile bisericii, culturii naționale, dar un avan, vorbeam că nu prea eram băgat în seamă, fiindcă eram socotit slujitor al bisericii care reprezint un opiu pentru generația de atunci. Și de-aia mi-amintesc de fratele Cornel Silaghi și de alți care au trecut și am ascultat cu mult de saț întâmplări pe care eu le-am petrecut, le-am întâmpinat. Tovarăs, terminați slujba mai repede. Păi cu ce să termin slujba? Cu 4 bătrâni, v-am spus. Și un bătrânel, un pastor. Că producția în câmp, cu ei faci tu campania agricolă. Dar faptul că la voastră, nu faptul că venea la biserică, trebuia făcut ceva. Acum, câtă libertate, cât suspină biserica noastră, cât suspină lucrarea voastră, Domnul, fiindcă părintele Iosif Trifa s-a ridicat după război atunci când s-a petrecut să scoată neghina, adică poluarea de care vorbea părinte, poluarea aceasta care dăunează atât sufletul și trupul, poluarea care dăunează și astăzi. Și a avut și el de suferit. Știm ce s-a petrecut și știți și dumneavoastră. Acum câtă libertate e, plâng bisericile, plâng satele,
că oamenii se împuținează, bătrânii se duc la Domnul, iar cei tineri pleacă de un trai mai bun în altă parte și puțini sunt care se mai întorc. S-a încercat și să încearcă prin dumneavoastră ca să rețineți aprinsă flacă la oastei Domnului, lucrării oastei Domnului în biserică, în lume. Și bine faceți. Răsplata va fi de la Dumnezeu mai mare și mai multă. Dar pentru asta ne trebuie râvnă și dragoste în Hristos. Ne reîntâlnim an de an și ce bucurie și cu câtă nerăbdare să ne revedem, să ne împărtășim unul altora. Măcar câte un zâmbet, câte o bucurie, să împărtășim din câte noi le petrecem acolo unde ne desfășurăm activitatea. Cu gândul la dumneavoastră și aș fi vrut ca mai mult să fie în biserică, mai mult, dar am spus, o parte au trecut la Domnul, o parte s-au răzgândit, ca precum sămânța căzută în patru locuri, căzută și-a căzută în pământ bun, a dat rod însuțit. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne nouă să vestim celor care sunt, în care rămâne cuvântul cel drept al adevărului. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Spune cuvântul Evangheliei că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia să se mute și muntele s-ar prăvăli în mare. Muntele acesta despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care stă în fața noastră, ca o pedică de a-L privi și de a sta în preajma și în lumina Tatălui Celui Ceresc, este păcatul. Păcatul despre care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, păcatul urii, păcatul mândriei, al egoismului. Singurul lucru care poate să alunge acest munte dintre noi și Dumnezeu este dragostea, este iubirea. De aceea aș vrea să cânt o cântare frumoasă și minunată despre acest păcat care stă între noi și între Dumnezeu ca un munte. Îmi pare rău că n-am găsit interpretarea. Acum am putea. Mă rog mereu
să mă ferești curat de orice păcat, să mă ferești curat de orice păcat. Pot fi îmbrățișări și lacrimi și rugăciune de ce mai rămâne din toate acestea, când regne tu necum păcat. O, Dumnezeule meu, plin gând, mă rog, să mă ferești de orice păcat, să mă ferești curat de orice păcat. Pot fi iubiri și legăminte curate și fie ce mai rămâne când le strobește păcatul ca un nebun pe fier. O, Dumnezeule meu, prin gânde mă rog să mă ferești de orice păcat, să mă ferești curat de orice păcat. O, Dumnezeul meu, ai milă de dragostea și taina mea, cu prețul morții și-al vieții, ajută-mi să le poți-a. Cu prețul morții și-al vieții, ajută-mi să le poți-a. O, Dumnezeule meu, plin gânde mă rog mereu, să mă ferești curat de orice păcat, să mă ferești curat de orice. O, Dumnezeule meu, plin gânde mă rog mereu, să mă ferești curat de orice păcat, să mă ferești curat de orice. Călătorim alături de frați și de surori, dar ce străini ne suntem prea mulți adeseori. Luăm aceeași masă, dormim pe același pat și totuși mii de mile de unii ne despart. Nu-i nicăieri lumina, decât în ochii cui
s-a îndrăgostit de soare și stă în lumina lui. Un astfel de luceafăr ești înfrățit mereu. Prin ochii lui, de oriunde privești spre Dumnezeu, mereu vin alte inimi, dar spun același dor. Mereu vezi alte fețe cu același sfânt fior. La cei născuți din Duhul te aduce iar și iar. Lași frații cei de sânge și mergi la cei de har. Stăm ani și ani alături de frați, de fii, de soți. Dar dacă nu-s din Duhul, ești un străin la toți. Când trupul încetează, în veacul neîntrecut, vom fi străini deodată, cum nici n-am fi știut. O, fii și frați și mame, ce aveți cu voi un sfânt, primiți a lui credință, cât sunteți pe pământ. Căci dacă mântuirea azi nu vreți o căutați, veți plânge în veșnicie, pierduți și îndepărtați. O, fii și frați și mame, ce aveți cu voi un sfânt, primiți a lui credință când sunteți pe pământ. Căci dacă mântuirea azi nu vreți să o căutați, veți plânge în veșnicie, pierduți și îndepărtați. Amin, să vii să fie bun. Părintele amintea de Evanghelia de duminica trecută, în care atunci era vorba despre o noapte în care pescarii n-au prins niciun pește. Eu aș vrea ca cuviosul meu să vorbesc despre altă noapte. E noaptea rece, vântul bate, cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate, atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te mai chinuie nici foamea, să nu mai rab pe drum de fric. Ce bun a fost cu mine Domnul, nici nu știu cum să-i mulțumesc. Eu l-aș primi, de-al ști că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină a flăcărilor din cuptor, căsuse pe genul o toropeală din zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târziu, numai tâlharii umbl acum. Răsună iarăși o bătaie și încă una, două, trei. Și zic atunci, cine e acolo? E cam târziu, acum, ce vrei? Iar glasul de afară îmi spusese, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat în cale lungă, astăzi. Și azi și s-a obosit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-aș pomeni. Primește-mă doar până mâine, cam înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să mi-l dai ca foamea să mi-o ating. Nu-s cel decât un cos de pâine, uscat să fie, să mi-l dai, să dorm pe jos, pe o rogojină, doar milă, rogul te să ai.
Am stat o clipă în tăcere și am strigat apoi răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. De ce nu te-ai gândit mai bine unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pașii de afară încet, încet s-a îndepărtat. Și noaptea am liniștit doar vântul, a mai rămas stăpân pe sat. Eu, mulțumit în patul moale, am adormit apoi cadus, dar am avut un vis în noaptea aceea, un vis ce nu mai pot uita. Se părea că pe un nor de lună Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu-mi spunea. Credeam că-mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am făcut. Dar când s-a apropiat de mine, el trist și cu lacrimi mi-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte să noptezi în casa ta și am vrut din colțul tău de pâine să-mi dai un colț ca partea mea. Căsuța ta nu era prea mică să stau și eu să dorm în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un biet pribeag în casa ta? Dar tu mi-ai spus că și pentru mine nu ai nici casă și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să stau flămând și îndurerat. Și m-a privit cu ochii în lacrimi până cenorul l-a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn cu configurare, am alergat afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase Domnul în întunericul pustiu, doar vântul m-a insuflat între ramuri, că mă trezisem prea târziu. Amin, să-mi sigur. Cântarea numărul 242. Lui Hristos, Lui Hristos, dacă
numai cuvântul Tău mă face să-mi pot vedea păcatul meu, ca să înnoiesc mărturisirea și pocăința mea mereu. Numai cuvântul Tău mă poate sub cruce în genunchi plângând, să-mi pot afla descoperarea și pacea inimii ascultând. Numai cuvântul Tău mă crește senin puternic și smerit, de orice păcat și neascultare și de orice rătăciri ferit. Numai cuvântul Tău mă poartă curat prin ori și cenoroi, dând luptei mele spre sfințire mereu puteri și drepte noi. Numai cuvântul Tău cel dulce alină sufletul meu când, chiar de la cei mai dragi se întoarce îndurerat și sângerând. Numai cuvântul Tău îmi face dreptate atunci când s-a lovit, mă întorc mereu din orice parte, mai întristat și mai zdrobit. Numai cuvântul Tău, Iisuse, mă mângâie pe orice drum, să-mi dur spre slava viitoare, oricâte nedreptăți acum. Să-mi dur spre slava viitoare, oricâte nedreptăți acum. Slăvi să fie Domnul, slavă Tatăl. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce vă iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi, întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Mulțumim din toată inima Domnului că ne-a mai dat încă o zi. Ne-a ajutat să ne întâlnim astăzi, aici, în această cetate, în acest loc, în această biserică, unii cu alții, să ne vedem fețele, să ne rugăm împreună, să-i mulțumim lui Dumnezeu împreună. Să ne cerem iertare unii altora. Și mai un lucru, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, ca tot ceea ce învățăm în stările acestea să putem împlini. Cel mai important lucru este, din tot ceea ce ascultăm noi, dacă am putea măcar un pic să împlinim din cele ce ascultăm. Am citit aceste 4 versete, 5, e scurtă Evanghelia de astăzi, dar e așa de adâncă. Am văzut aici 3 sentințe. Sfântul Evanghelist Luca cuprinde toată vorbirea de pe muntele fericirilor. Toate învățăturile Mântuitorului pe care Sfântul Evanghelist Matei le descrie în 3 capitole, 5, 6 și 7 de la Matei, Sfântul Luca le cuprinde în capitolul 6 aici. Și le restrânge oarecum. Și vedem aici, sunt 3 sentințe. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răspuns așteptați? Și păcătoșii fac același lucru. Dacă nădăjduiți să luați înapoi ceea ce ați dat, și păcătoșii fac. Mi-aduc aminte că acum câteva zile în urmă,
care tâlcuiește Evanghelia, acolo spune un lucru foarte interesant. Simul, cu care ne întâlnim zilnic. Spune acolo că a venit un credincios la un părinte și zice, părinte, am probleme, am ispite, am atâtea lupte. Ce să fac, părinte? Uite, sunt așa de slab. Părintele se uită la el și zice, dumneata, ești credincios? Cum să nu, părinte? Și îl întreabă părintele, zice, dacă ești credincios seara înainte de culcare, te rogi? E, părinte, știți, eu am firmă și vin așa de obosit, după atâta alergătură, și nu prea întotdeauna am timp. Și vezi, și cei necredincioși nu se roagă. Dar mergi la biserică. Părinte, nu pot. Atâtea probleme de cap. Am atâtea lucruri de rezolvat. Nu prea merg. Vezi, nici cei necredincioși n-au timp de biserică. Nici ei nu vin la biserică. Și mai înșiră câteva întrebări acolo, ca să nu răpestim prea mult. Și la urmă părintele îl întreabă, nu, acum spune dumneata, între care ești? Între cei credincioși sau între cei necredincioși? Păi părinte, după cum văd, zice, între cei necredincioși, dragii noștri, citind acolo aceste lucruri și ascultând Evangheliile și Cuvântul lui Dumnezeu pe care ne l-a dat Domnul din belșug în vremurile acestea. Și nu de acum, deja de o bună vreme avem din belșug Cuvântul lui Dumnezeu. Avem din belșug libertate. Avem din belșug tot ce ne dorește sufletul, nu numai trupul acesta. Și ne punem acum întrebarea față de aceste întrebări, de aceste lucruri, de aceste adevăruri pe care le ascultăm. Suntem noi credincioși? Eu cel care vă vorbesc, îmi pun întrebarea. Și aș zice și eu ca acel om, părinte, eu sunt dintre cei necredincioși. Pentru că eu nu întotdeauna m-am rugat. Eu nu întotdeauna am fost la biserică. Eu nu întotdeauna am putut face ceea ce am știut și am învățat. Și acum ne mirăm de oamenii care vin cu atâtea lucruri stăpâniți de un duh care este împotriva mântuirii omului. Ne mirăm cum pot oamenii aceia să născocească atâtea nelegiuiri. Și cum să ne mirăm de ei dacă noi, cei care ne considerăm credincioși, suntem așa de deficitari când am plinit Cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem așa de gata să călcăm voia lui Dumnezeu. Așa după cum, imaginați-vă un șofer care are persoane în cărca lui. Merge în graba mare și la o intersecție apare stopul. Semaforul roșu. Și el, de data asta poate să trec. În ce pericol este? Și el și cei pe care îi duce. Și alții care pot veni din sens invers. Cineva spunea odată așa de frumos, zice, tineri dragi. El se referea la tineri, se referea către tineri. Dar asta e valabil pentru orice vârstă și orice situație din viața noastră. Zice, suntem ispitiți în viața noastră să ne permitem în unele sau în cele mai multe din situații, din ispite, din încercări, să trecem cu vederea și să zicem, am trecut, nu m-a văzut nimeni. Dar zice, tu ai trecut pe roșu și îți vine acasă factura. Zice, uite, eu cred că am scăpat, dar totuși m-a filmat. Telecamera m-a văzut, nu știu cine m-a văzut, mi-a luat numărul și uite, mi-a venit pe factura acasă. Ai călcat legea. Ei, dacă în legea pământească, nu poți să te joci cu ea. Cum oare credem noi că putem să ne jucăm cu legile lui Dumnezeu? Cu poruncele lui.
Vedeți, lucrurile acestea simple, mărunte, cu care ne confruntăm zilnic, câtă atenție și seriozitate trebuie să le dăm lor. Și cât trebuie noi să ne rugăm Domnului să ne dea puterea aceasta, pentru că mai nou acum, vedeți, părinții spuneau înainte de vremurile acelea grele, atunci se știa mai puțin, dar se trăia mai mult. Astăzi se știe foarte mult. Noi, cei care am prins și vremurile acelea, când nu erau atâtea cărți, când nu erau atâtea posibilități de a cunoaște voia lui Dumnezeu, dar parcă ne străduiam să ne împlinim mai mult. Astăzi avem toate aduse pe tavă și știm, știm încă de tine. Eu mi-aduc aminte când eram tânăr și vorbeam un frate în vârstă, eram ochi și urechi. Și ziceam, Doamne, ce binecuvântare! Dacă nu eram în lucrarea ta, de unde le știam? Pentru că nu erau cărți. Nu găseai pe toate drumurile explicații, nu găseai tălcuiri, nu găseai atâtea lucruri. Inclusiv în lucrarea voastră era foarte greu și cu foarte mare strictețe luai o carte și o ascundeai bine ca să ajungi cu ea acasă, să poți citi din ea. Astăzi le avem. Și mi-aduc aminte de o seară, am mai amintit undeva. Stăteam atunci pe la caranzeni și lucream pe la episcopie. Copiii noștri începeau să devină spre majorat. Era o vârstă cea mai periculoasă sau cea mai greu de stăpânit. Când curiozitatea, când toate lucrurile par așa de curioase în lumea asta. Și am observat că este riscul ca copiii să încline spre lucrurile lumești. Și într-o iarnă am încercat să mă ocup mai de-aproape. Eu nu prea am avut timp de copii, frate. Tot plecat am fost. De la 13 ani, tot plecat am fost. Toate duminicile. Și atunci, în iarna aceea, am încercat să fiu mai pe lângă ei. Să încerc să le explic și am zis, dragi tati, uitați-vă, unde a ajuns cu tare pentru că a fost stăpânit de patima cu tare. Uitați-vă unde a ajuns cel care s-a ocupat cu băutura, cel cu furat, cel cu destrăbălarea. Și așa, într-o seară, așa, mi-aduc aminte, am explicat frumos. Cu dragoste, cu blândețe, cu răbdare. Și ascultau copiii atenți. Și la urmă să nu-i las cumva să se simtă împovărați de ceea ce am îndrumat. Am zis, nu, dragi tati, spuneți. Este adevăr și dreptate în ce v-am spus? Este necesar? Sau poate v-am chinuit, zic, și v-am întristat? Știi ce mi-a răspuns fata cea mai mare? Și da, tati, ai dreptate. Dar nu știu, când suntem noi, și când suntem în adunare și când suntem acasă, noi putem înțelege lucrurile acestea. Dar nu știu, când ieșim afară, nu mai vedem așa. Nu mai avem putere să gândim în felul ăsta. Și ne duce diavolul cu minciuna. Și ni se pare că ceea ce e păcat, nu-i păcat. Și ni se pare că ceea ce Dumnezeu ai spus, nu-i așa. Și atunci am înțeles, poți tu, Petrică, să explici nopți întregi până nu pui genunchii la picioarele crucii Mântuitorului? Nu te vor înțelege copiii. Nu te va înțelege soțul, nu te va înțelege soția, nu te va înțelege vecinul, nu te va înțelege fratele și sora. Până nu pui genunchii la picioarele crucii. Și dacă luăm cartea Părintele Iosif în meditația de astăzi, la Evanghelia de astăzi, spune Părintele Iosif, dacă noi creștinii am citit Sfântul Cuvânt și dacă am vedea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și am dat preț, atunci zice, am putea înțelege și am putea la picioarele crucii și în Evanghelie, în Sfântul Cuvânt, ne vedem noi cine suntem de fapt. Care este poziția noastră, care este locul nostru, care este situația noastră reală. Știți, vine diavolul cu așa măscării din astea și te face să zici
Păi eu de atâția ani sunt creștin, de când m-am născut. Eu merg la biserică în fiecare zi, așa cum spunea credinciosul acela, că el e credincios. Și atâtea pretenții îți spune diavolul, și atâtea orgoliu bagă în tine, și atâta te face cap de păun te umflă. Dar când citești Scriptura, vezi cu adevărat, de fapt, cine ești. Când spune Părintele Iosif, la picioarele crucii, acolo noi putem înțelege ce avem de făcut, cine suntem, ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Care e dragostea adevărată, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, m-a obținut de mult Evanghelia, încât a dat pe singurul său fiu ca să moară, ca oricine va crede în el să nu piară. Iată cât de mare e dragostea față de toată lumea, spune fratele Traian, de lumea din înainte, de lumea prezente, de lumea viitoare, de lumea bună, de lumea rea, de toată lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și atâta dragoste are și a avut Dumnezeu întotdeauna față de toată lumea. Și zice, El este bun, am citit aici, și dă soarele și peste cei buni și ploaie și peste cei răi. Dumnezeu este bun cu toată lumea. Dar, spune acolo fratele Traian, dar cuvântul acela atât de mult are și el o limită. Atât. Numai mult. Vine vremea când atâtul acela va trage linie. Și pentru pentru că Dumnezeu, prin Fiul Său, prin Domnul Hristos, a vrut și vrea să răspundere pe toată omenirea. Și nu obligă, nu forțează. Oricine vrea. Și asta înseamnă că fiecare om este dator să se întoarcă. Nu? Duminica cealaltă, a zis, de după înălțarea Sfintei Cruci. Oricine vrea să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Fără lepădare n-ai cum. Fraților, nu putem. Spune Domnul Iisus, zice, despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Nu poți face, fără Hristos. Eu, ca petrică, ca om, ca fire, nu pot să iubesc nici pe fratele meu, dar mai pe vrăjmaș. Sigur, vine Duhul rău și prin fratele, vine și prin soțul și prin soția. Vine prin copil, vine să ne necăjească. Dar eu dacă n-am Duhul lui Hristos și trăirea lăuntrică și cea tainică, n-am cum să-L iubesc. Pot să mă tot laud eu la microfoane și pe unde vreau, că eu sunt și am dragoste. Nu e adevărat. Nu pot iubi fraților. Fără Harul lui Hristos, fără ajutorul Lui, fără Duhul lui Dumnezeu, fără prezența Lui în viața noastră, n-avem cum să-i iubim. Cum am spus, nici pe frați, dar mai pe dușmani. Vedeți, Evanghelia de astăzi cere un lucru foarte greu. Care dintre oameni? Nici o lege pe pământul acesta, decât Hristos a adus legea. Fiul lui Dumnezeu a adus legea. Știți, în Vechiul Testament era ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Alții mari filozofi au inventat tot felul de lucruri. Citeam despre Părintele Profesor tălcuiește Evanghelia de astăzi și zice că Confucius, marele înțelept și marele om de știință, scrie așa, dacă te întâlnești cu un vrăjmaș, dă-i cât poți cu picioarele și cu mâinile, dar dacă nu iau la fugă, cât poți. Așa erau legile omenești. Și a venit Hristos Domnul cu legea Harului. Vedeți? Să ierți pe fratele tău și să iubești pe vrăjmașul tău. Dacă ați auzit în vechime, scrie aici, mai înainte de Evanghelia de astăzi, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, iar zice, Mântuitorul, eu vă spun nu. Și dacă dă cineva cu tine, în tine cu piatra, ce faci? Cauți bolovan mai mare? Nu. Dă cu pâine de ea. Dar poți face asta? Cu toată lauda noastră de creștini, cu toată pretenția noastră de credincioși, încercăm să dăm cu aceeași modete, dacă nu și cu mai mare. Spunea Părintele Iosifică astăzi, frații noștri spuneau istorioala aceasta cu jarul, cu cărbune și cu apa opărită despre o femeie. Se plângea de soțul ei. Vedeți? Sunt situații unde este vrăjmaș chiar soțul tău, soția ta. Și zice femeia aceea că a încercat cu de toate și i-a spus un frate, soră dragă, spune acolo, zice, grămădește cărbuni. Și au zis, până acolo n-am ajuns, dar cu apă opărită am dat.
Vedeți? Așa e firea. Așa e omul. Așa e neputința omenească. Mi-aduc aminte de fratele Auric Androne de la Bacău. El ne-a mărturisit acolo prin Italia când a venit la noi și i-a spus odată, frate Aurică, zic că până la încheierea programului mai avem o oră. Zic, puteți vorbi o oră liniștit. Uite la mine, zice, frate Petrică, dar eu nu știu să vorbesc o oră. Ei, când a început fratele Aurică să ne spună mărturisirea lui, cum s-a întors el la Hristos? Cum a devenit el în oastră? Și fraților, eram undeva la un birt, la o bodegă, în sat. Și au venit, zice, câțiva oameni, cu barbă, oameni simpli, oameni modești. S-au dus la biserică acolo și acolo au fost izgoniți. Era vremea aceea cum era. Și zice, când i-au văzut cei care erau cu noi la birt, pe acești oameni credincioși, străini, s-au luat de ei. Au început să-i tragă de barbă, au început să-i calce în picioare, să-i bată, să-i nenorocească, să-i lovească în toate felurile. Noi, zice, eram tânări, spunea fratele. Ne uitam și am zis, nu, acum ăștia se vor revolta. Zice, ei s-au ridicat de acolo, s-au scuturat și au plecat mai departe. Au ajuns undeva în capătul satului, cineva i-a chemat și au început să se roage pentru cei care i-au bătut acolo. Când am văzut lucrul acesta, am zis, ce fel de oameni sunt aceștia? Cum pot ei să rapte? Cum pot ei să treacă cu vederea peste lucrurile acestea? Și atunci, cu încă doi care eram acolo, ne-am hotărât, zice, hai să vedem cine sunt. Ce-i face pe ei să aibă atâta răbdare și atâta iertare și atâta bunătate în ei? Și zice, când am ajuns acolo și am văzut cum se roagă și cum cântă, și am zis, păi noi vrem să fim și noi așa. Și era vreo trei și ne-am hotărât și noi că rămânem în oaste. Și zice, în următoarele adunări, care sigur erau mai puține pensate, zice, am zis, la prima adunare mai mare, când se va face chemarea, cine vrea să se pocăiască, să se lase de răutăți, să urmeze calea aceasta a mântuirii, zice, ne vom hotărâ și noi. Zice, și a venit vremea când într-un sat, într-o comună, au venit frați mai mult din alte părți. Și la sfârșitul adunării, un frate a spus, cine a fost mișcat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă a pătruns în inima lui și a simțit că el are nevoie de schimbarea vieții, poate să o facă. Zice, m-am uitat la acel din stângă și a zis, mergem? El zice, auzi că până la moarte. Păi nu până la moarte, am zis noi că mergem și urmăm pe Hristos. Și zice, am făcut pasul înainte și după mine a venit și al doilea și a venit și al treilea. Și zice, slăvit să fie Domnul. Când ne vorbea lucrurile acestea, avea 70 și ceva de ani, frate, 80. Iată ce i-a determinat pe frați răbdarea și iubirea vrăjmașilor. Iertarea și rugăciunea pentru vrăjmașilor. Frate Traian a avut o încercare. Venind de la o adunare, o soră se apropie lângă el, zice, auzi, frate Traian, zice, ce să mă fac cu sora cu tare? Și a spus pe numele surorii, din satul ei, era vecina ei. Și uite, dacă nu i-am făcut bine, dacă n-am ajutat-o, dacă nu m-am purtat cu ea așa de frumos, și zice, uite, ce-mi face sora? Și a enumerat de acolo niște greșeli ale surorii care o necăjea. Și fratele se oprește și zice, soră dragă, și te-o răstignit? Nu, frate, vezi, soră dragă. Pe Domnul Iisus l-au răstignit. Și l-a zis, tată, iartă-le lor, că cei nu știu ce fac. Și atunci cuvântul acesta, îndemnul acesta, a mișcat-o pe soră atât de adânc la inimă, încât abia aștepta să ajungă acasă și s-a gândit, eu nu pot să mă culc așa. Pe mine ceva nu mă lasă, nu-mi dă liniște, nu-mi dă pace. Sora despre care se plângea era în spital. Și vine în gând. Acum, iau o plăsucă, pun ce pot în ea acolo și mă duc repede la spital să-mi cer iertare de la sora. Și intră repede în salon, sora s-a speriat, cea bolnavă. Ce-i cu asta? O știa că era mereu împotriva. Și ea cu lacrima îi duc, sora dragă, zice, hai să ne rugăm. Gata, soră, ne rugăm acolo în salon. Îți
lucruri realități, fraților, nu-s povești. Știți, lucruri care se întâmplau între creștinii noștri care erau creștini și care au rămas până la moarte. S-au pus în genunchi acolo în salon și s-au rugat cu gote de lacrimi. Și au rămas până la moarte cele mai bune surori, cele mai bune prietene. Sunt niște exemple și niște lucruri de la care noi ne rugăm Domnului să ne dea putere, fraților, să le putem urma. Noi zicem că suntem urmași înaintașilor. Și bine zicem. Dar bine ar fi să rămânem urmași. Și ne trebuie puterea aceasta și voința aceasta. Dacă știm despre lucrurile acestea, să le putem, să putem trece la fapte. Mi-a plăcut o expresie a înaltului mitropolit Antonie Plămădeală de la Sibiu Fierdan. Zice, fraților, să încercăm să fim mai buni astăzi. Ce cuvânt simplu. Un pic, zice, mai bun astăzi decât ieri. Și zice, ia gândiți-vă în anii care îi avem în spate. Dacă în fiecare zi, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, am fi fost puțin mai buni și oameni buni eram noi acum, zice. Și ne uităm peste viața noastră. Uitați-vă, majoritatea suntem oameni în vârstă. Ce oameni buni eram noi astăzi dacă eram un pic mai buni cu fiecare adunare. Știți că vrăjmașul diavol are o grijă mare. După fiecare liturghie, după fiecare rugăciune, după fiecare adunare, el are grijă să ne facă mai răi, nu mai bun. Spunea fratele Moise și sora Ierița, ei au doi feciori. Și când erau mici, erau învățați să se roage și ei. Și odată s-au hotărât să se roage ei doi împreună. Și cel mai mic a început el să se roage. A zis Tatăl nostru, și a început, Doamne, ajută-ne să fim lăi. Nu putea să zică răi. Ajută-ne să fim lăi. Și celălalt mai mărișor îi dă un coș și zice, buni mă, nu lăi, că răi suntem. Roagă-te să ne ajute să fim buni. Să ne ajute Domnul, fraților, să fim buni. Să fim oameni. Oameni al lui Hristos, urmași al lui Hristos, ostași ai Domnului. Și zice cântarea, dacă s-a făcut minunea înnoirii vieții tale, asta trebuie să o vadă oricine, pe orice cale. Asta e predica cea mai puternică. Când vecinul, când soțul, când copilul, poate va trebui ani de zile să vadă asta. Dar să nu deznădăjim. Va veni vremea când vor vedea. Să ne dea nouă încredere puternică și nădejde, că va veni vremea când va vedea și cel care noi astăzi îl vedem vrăjmaș. Sau poate este. Va veni vremea când va vedea, da, într-adevăr, Petrică, a fost un om credincios. Ana, Maria, Vasile, într-adevăr, a fost om și a fost femeie credincioasă. Amin. Să ne ajute Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cântarea cu numărul 216. Vreau să iubesc Iisusă, vreau.
haidem împreună, iubirem, haidem împreună, să ducem crucea mai frumos, că atunci spinii nu-ți cunună și cerul cel mai cu Hristos. Și tânără mereu și tare, și ajutem să pot și eu, cu cât sunt vremi mai de încercare să stau mai lângă Dumnezeu, să nu pot fi fără de tine în niciun loc și niciun ceas, cu tine eu și tu cu mine să tragem în același pas. Tu m-ai plătit cu rănea mare și eu la fel cu ani de chin. Din raza crucii sfințitoare nu storți același sfânt destin. Tu poți să faci ce vrei cu mine, iar eu din tine pot la fel, căci taina Tatălui ne ține un singur duh și gând în el. Hai, dulce dragoste, împreună și la sfârșit ca la început, căci spinii ne vor fi cu lună și sunt ferici suferințele să rup. Slăviți să fie Domnul! Să fie Domnul. Să lege, Părinte, vizbrașe, scumpe, surori. Mulțumim, Domnule, și pentru această zi de bucurie, când iată ne aflăm din nou la Băile Herculane. Sigur, am venit și noi pentru tratament duhovnicesc, nu? Să ne lecuim, să căutăm lecuirea, izbăvire și noi de boala sufletească, de boala sufletului, de boala păcatului, de orice fel ar fi el. Așa cum spunea primul părinte care a vorbit aceea, ne amintea că am început anul bisericesc cu sărbătoarea Maicii Domnului, cinstindu-o pe Maica Domnului, pe Maica Vieții. Iar apoi am avut sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Iată că ne este pusă înainte, la începutul anului, Sfânta Cruce. Am găsit o definiție frumoasă a Sfintei Cruci, care mi-a rămas așa în minte și mi-a fost dragă și mi-e dragă. Spune Sfântul Clement Alexandrinu, crucea este hotarul dintre păcat și virtute. Iată de ce ne îndeamnă Domnul să luăm crucea, dar mai întâi cu lepădarea aia de sine, care vrea Dumnezeu de la noi, dar cu sinele nostru, cu eu nostru. Așa cum mi se pare nouă, că la primul eu la cel vechi. Că există și un eu nou, să știți, eu cel duhovnicesc, există și un eu nou. Dar eu ăsta nu se poate smeri întotdeauna. Că când eu ăla vechi, nu se poate smeri niciodată. Aia firea veche, firea păcătoasă a păcatului. Are într-o poezie fratele Traian cu eu cel nou. Chiar a rămas numit, dar poate exista și în duhovnicie un eu. Da, uite, există un eu. Dar un eu care se poate smiri. Un eu după voia lui Dumnezeu. Deci crucea este hotarul dintre păcat și virtute. De-aia ne îndeamnă Mântuitorul să luăm crucea. Pentru că luându-ne crucea, noi punem hotar păcatului. Crucea este hotarul dintre păcat și virtute. Doar prin cruce noi avem hotar. Și punem hotar păcatului și începem o viață virtuoasă. Cred că ne întrebăm așa mereu, ce este de fapt virtutea? Și am găsit o definiție și a virtuții. Spune că virtutea este predispoziția spre a face fapte bune. Asta e, de fapt, virtutea. Noi știm că virtuțile creștine sunt alea teologice, nu? Care le învățăm la școală. Credința, nădejdea și dragostea. Dar în sine virtutea este predispoziția spre a face fapte bune. Dacă noi nu avem predispoziția asta spre a face binele aproapelui, noi nu avem virtute, de fapt. Chiar dacă ne lăudăm că avem credință și dragoste și nădejde. Și poate le avem. Prin darul Domnului. Dar predispoziția spre a face fapte bune e, de fapt, virtutea. Am găsit la Părintele Iosif în tâlcuirea Evangheliei din Duminica de astăzi, Duminica a 18-a după Rusalii,
A 19, da. Ne dă o pildă. Vedeți, avem nevoie de pildă, de oameni care au iubit pe vrăjmașii lor. Fără pildă, degeaba vorbim. Degeaba vorbea Mântuitorul, dacă nu se dă el însuși pildă, întâi, de iubire pentru vrăjmașii lui. Dar mi-am notat aici, deasupra predice Părintele Iosif, că dă o pildă din Vechiul Testament despre iubirea vrăjmașilor și îl dă pe David, împăratul și prorocul David, îl dă ca pildă de iubire pentru vrăjmașul lui. Cel mai mare vrăjmaș al prorocului David era Saul. Și acolo am scris, un om care nu a auzit niciodată predica de pe muntea Mântuitorului. Nu l-auzise împăratul David, prorocul atunci, pe Domnul vorbind despre iubirea vrăjmașilor, predica de pe munte, de pe muntele fericirilor. Trăia înainte de Domnul Iisus cu câteva sute, dacă nu cu mii de ani, prorocul David. Și totuși, de unde iubirea asta lui din inimă să-și ierte pe vrăjmașul lui? Nu avea pildă în fața lui Mântuitorul. Nu știu câte pilde avea el în față ca să vadă oameni de o asemenea virtute, care să iubească pe vrăjmaș, să ierte pe vrăjmaș. Și totuși dă o dovadă de iertare atât de mare. A rămas mereu uimit de iertarea prorocului David. Și atunci când omul ăla îl urmărea, când era el fugărit de fiul lui de Abesalom, care voia să ajungă împărat, era un om care el, când trecea cu suita lui printr-o vale, îl blestema cu idolii lui. Îl blestema cu împăratul, atunci era împărat, îl blestema. Și zice un slujitor de-a lui, împărate, să-l omorâm, să-i tăiem capul. Și spune, nu lăsați-l. Lăsați-l să mă blestem, îi spune. Și Dumnezeu va vedea smerenia mea. Și mă va mântui de el. Dumnezeu va vedea smerenia mea. Vorbea de Maica Domnului, primul părinte aceea. Că de acum încolo mă vor ferici toate neamurile. Ce spune Maica Domnului? Spune Maica Domnului așa, că a căutat spre smerenia roabei sale, nu? Și Dumnezeu caută spre smerenia noastră, că noi ne smerim și ne va face dreptate. Uitați aici ce frumos spune împăratul David atunci cu Saul. Biblia ne spune că Saul, împăratul, îl ura de moarte pe psalmistul David și îl căuta pe tot locul să-l omoare. De trei ori Domnul a adus pe Saul la picioarele lui David și l-a dat în mâinile lui. Odată, cum se vede în chipul de alături, când Saul umbla să-l prindă pe David din întâmplare, s-a băgat tocmai în peștera, în fundul căreia era ascuns David cu ostașii lui. Noaptea după ce Saul a adormit, ostașii lui David au zis, iată, Domnul a dat pe vrăjmașii tăi, pe vrăjmașul tău în mâinile tale, să-i facem sfârșitul. Însă David a oprit pe oamenii săi să se arunce asupra lui Saul și ieșind afară și plecând, a început să strige pe Saul zicând, împărate, iată Domnul te-a dat în mâinile mele, oamenii mei mă îndemnau să te omor, eu însă te-am cruțat. Judece Domnul între mine și tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna mea pe tine, el va vedea și el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâinile tale. Ce frumos, nu? Răul de la cei răi vine. Judece Domnul între mine și tine. Vedeți cum împăratul, prorocul David,
îl dă pe împăratul Saul în judecata Domnului. Judece Domnul între mine și tine, nu eu sau oamenii mei. Judece Domnul între mine și tine. Vedeți și noi când avem necazuri, că vin ispite și în viața noastră. Alergăm la judecători să ne facă ei dreptate. Ne răzbunăm. Dar dacă îmi spune ca David, judece Domnul între mine și tine, rău de la ție rei vine. Noi dacă ne răzbunăm, spun Sfinții Părinți, nu facem decât să mărim rău. Dar dacă noi iertăm, noi curmăm rău. Îl oprim. Și pe dușmanii noștri facem prieteni și aducem la Dumnezeu. În copilăria și în tinerețea mea am citit cărți. Și am citit cărți care m-au uimit. Cu unii dintre cei care erau acolo descriși în cărți. De exemplu, Mizerabilii de Victor Hugo. Acolo un hoț e fără unui episcop vasele cu care slujea Sfânta Liturghie. Și îl prinde poliția pe hoț. Și îl aduc la episcop, că mărturisise hoțul de unde furase vasele de aur sau de argint, de ce erau. Și îl aduc la episcop și spune, uite, părinte, hoțul ți l-am prins, care ți-a furat sfintele vase de valoare. Și el ce face episcopul? Le spune, bine ați făcut, luați-l, băgați-l la închisoare, merită. Ca să nu mai facă altă dată, nu? Așa cum aș face și eu. Fiecare dintre noi am face la fel. Nu merită să meargă. Lasă-l să meargă acolo. Să se învețe minte altă dată, să nu mai fure. Dar dacă mergeam la închisoare, se făcea mai bun sau mai rău? Când se merge la închisoare, s-a făcut mai răi și când s-a întors înapoi, s-a răzbunat și chiar a omorât pe cei care au băgat în închisoare. Și episcopul spune altfel, nu, zice, eu i le-am dat. I le-am dat că era prea sărat. I le-am dat să se bucure de ele. Lăsați-l, vă rog, în pace, să meargă liber, pentru că eu i le-am dat. Frumos, nu? Dar numai cărți-vă la bila asta, nu viața noastră. Să trăiască cărțile și autorii lor, că e frumos și bine. Dar noi nu facem așa. Noi nu facem așa pentru că nu avem iubire. Și nu avem, de ce nu avem? Pentru că nu avem Duhul Sfânt. Am să vă citesc din ceea ce spune Părintele Profesor Vasile Mihoc. Aici, în încheierea predicii de la Evanghelia de astăzi, îl citează pe cuviosul Siluan Atonitum. Nu știu câți aveți cartea acasă a Sfântului Siluan Atonitum, între iadul deznădejdii și iadul iubirii, și iadul smereniei. Și aceea ne arată pe Sfântul Siluan de ce poate el să iubească pe vrăjmaș. Sper să voi să citesc. Spune așa, Părintele Profesor Vasile, cuviosul Siluan Atonitul, care are minunate tâlcuiri, la această poruncă evanghelică zicem, Domnul m-a învățat să iubesc pe vrăjmași. Lipsiți de harul lui Dumnezeu, nu putem iubi pe vrăjmași. Dar Duhul Sfânt ne învață iubirea. Și atunci vom simți milă chiar și pentru demoni. Dacă te rogi pentru vrăjmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrăjmașii tăi, să știi că un mare har dumnezeiesc locuiește în tine. Nu zic că este deja un har desăvârșit, dar e de ajuns pentru mântuire. Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt să iubească va suferi toată viața pentru cei ce nu se mântuiesc. Varsă lacrimi pentru oameni și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrăjmașii lui. Amin. Și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrăjmașii lui. Deci iată că numai harul lui Dumnezeu ne dă puterea de a iubi pe vrăjmași. Numai prin Duhul Sfânt, spune, Domnul m-a învățat și mă învață
să iubesc pe vrăjmașii mei. Dar ce spunem? Putem spune noi, da, dar eu n-am Duhul Sfânt. Și nu pot să mă rog pentru vrăjmașii mei. Și poate că așa e. Dar dacă nu avem Duhul Sfânt, ce trebuie să facem? Să cerem. E scris pe paginile Sfintei Evangheliei, spunea Mântuitorul, cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți afla, nu? Cuvintele astea mi-au plăcut cel mai mult aproape din Sfânta Evanghelie, când am început să citesc Biblia. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți afla. Asta e partea omului, să ceară, să bată, să caute. Dacă omul face pașii ăștia, Dumnezeu îi face pe ceilalți. Că celui care cere, îi se va da, spune Mântuitorul. Celui care bate, îi se va deschide, nu? Și cel care caută, va găsi. Și ce spune mai departe Mântuitorul? Cereți Duhul Sfânt. Ne și învață ce să cerem. Pe Duhul Sfânt, dacă vrem să iubim și să iertăm, numai prin Duhul Sfânt, dumneavoastră, Sfântul Siluan, atonitul putem. Dar fără Duhul Sfânt, tot oameni firești. Deci prorocul David, fiindcă avea pe Duhul Sfânt în el, să putea ruga pentru Saul. Ce frumos! Rău de la cei răi vine. Judece Domnul între mine și tine. Și chiar citeam mai departe acolo, în Vechiul Testament, omul ăla care blestemase pe împăratul David când fugea de Abesalom și îl iertase împăratul atunci, mai târziu ajunge să fie omorât. Pentru că toți vrăjmașii lui Dumnezeu ajung mai devreme sau mai târziu să piară. Operit de moarte cruntă. Așa sunt toți oamenii nebuni care îl prigonesc pe aleșii lui Dumnezeu. Ei pierd, mai devreme sau mai târziu. Spuse sora o poezie mai înainte, sora Floarea, eu o știam cândva pe de rost poezia asta, mi-a fost tare dragă când a venit în oaste, călătorim alături de frați și de surori, dar ce străine suntem prea mult, adeseori. Luăm aceeași masă, dormim pe același pat, și totuși, mii de mile, de mii, ne mai despart. Spune mai departe, atât de frumos un vers, nu-i nicăieri lumină decât în ochii cui. E îndrăgostit de soare și stă în lumina lui. Cu un astfel de luceafăr ești înfrățit mereu. Prin ochii lui, de oriunde, privești spre Dumnezeu. Cu un astfel de luceafăr ești înfrățit mereu. Prin ochii lui, de oriunde, privești spre Dumnezeu. Și spune mai departe, la cei născuți din Duhul, te-ai duce iar și iar. Lași frații cei de sânge și mergi la cei de har. Lași frații cei de sânge și mergi la cei de har. Așa este, de-aia am venit și noi să ne întâlnim cu frații de har. I-am lăsat pe ei de sânge acasă. Că Dumnezeu ne-a dat alți frați minunați, cerești, frață de har. Am venit la Sfânta Părtășie, la Sfânta Adunare. Pentru că aici primim putere de la Dumnezeu ca să ducem mai departe crucea noastră. Împreună, vedeți, primim de la Dumnezeu putere. Singur face vrăjmașul ce vrea cu noi. Dar împreună nu are cum. Pentru că aici e Hristos, între ai săi. Aici e Hristos între ai săi. Spuneam poezie mai departe. O voi, părinți, parcă ce aveți cu voi un sfânt, primiți a lui credință că sunteți pe pământ. Că dacă mântuirea azi nu vreți să o primiți, veți plânge în veșnicie, pierduți și oropsiți. Primiți a lui credință.
voi ce aveți un sfânt între voi, că dacă mântuirea azi nu veți o primi, nu vreți să o primiți, veți plânge în veșnicie, pierduți și osândiți. Bunul Dumnezeu să ne întărească El, pentru că avem pilde, vedeți? Și din Vechiul Testament avem pilde, și din Noul Testament avem pe Mântuitorul pildă de iubire pentru vrăjmași. Cea mai mare pildă, spune acolo Sfântul Nicolae, mi se pare Bilimirovici, iubirea vrăjmașilor e culmea cea mai înaltă a Evangheliei lui Hristos. Cea mai înaltă culme pe care El a atins-o primul, Mântuitorul, prin iubirea Lui pentru vrăjmași, iertându-i de pe cruce. Și apoi avem alți ființi urmași ai Lui. Avem pe primul mucenic, arhidiacon Ștefan, nu? Care se ruga atunci, când era omorât cu pietre, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și după aceea, ca încheiere, a spus, iartă-le lor păcatul acesta. Putea să spune că nu știu ce fac și El ca și Mântuitorul. Că nu știu ce fac. Doamne, nu le socoti păcatul acesta. Iartă-le păcatul acesta. Vedeți, dacă și nu iertăm, spune acolo, un mare har va veni peste noi, spune Sfântul Siloan Adonitu, dacă nu iertăm. Și prin Duhul Sfânt spune acolo, compătimim pe demoni, nu ne rugăm pentru demoni, compătimim, avem milă față și de demoni. Nu se poate ruga nimeni pentru demoni, că ieșeau soarta pecetluită. Dar au milă pentru demoni, Sfinții care se roagă prin Duhul Sfânt. Care au milă față de toți oamenii și au milă și de demoni. Domnul să ne întărească, să plecăm întăriți în iubirea. Știți că primul pas, nu poți să iubești pe oameni așa, gata, și iubesc. Dar primul pas care putem face e să ne rugăm pentru ei, pentru cei care ne prigonesc și ne urăsc și ne fac rău. E ca să ne rugăm pentru ei. Primii creștini se rugau pentru cei care îi omorau. Spunea fratele Petrica acolo, de fratele Aurica Androni, care atunci s-a întors, când a văzut pe frații care erau bătuți și s-au sculat și au plecat acolo la o casă unde s-au rugat. Și mă gândeam la primii creștini care erau omorâți în arene. Cum se rugau ei acolo pentru cei care îi prigoneau și omorau. Încât au ajuns să spune Sfântul Tertulian că sămânța, sângele martirilor este sămânța creștinismului. Vedeți? Sângele martirilor este sămânța creștinismului. La fel și la noi. Doar sângele nostru va fi sămânța care va da viața mai departe și va rodi pentru cei care ne vor vedea. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Vreau să vă cânt o cântare, pentru că Anghel Iosidic a plecat până la gară să aștepte pe băiat și până se întoarce să cântăm o cântare și Părintele va încheia. Pentru că venim și noi departe și am vrea să ne întoarcem cu mare bucurie, așa cum am trăit astăzi aici, în mijlocul frăziilor voastre. Dar înainte de a cânta cântarea, mi-aduc aminte, mi-au trecut prin minte multe lucruri frumoase pe care le-am ascultat întotdeauna aici, în adunările voastre Domnului. Mi-aduc aminte, mai întâi vreau să vă spun de o cântare, vreau să predonez așa puțin, singur, două strofe, pe care am învățat-o când eram la seminar. Mai apoi cântarea aceasta numai pe la mănăstire am auzit-o. E o cântare frumoasă și se potrivește cu Evanghelia de astăzi. Numai două strofe, altă cântare vreau să vă cânt. Până așa cântarea aceea. Dragostea e cea mai sfântă dintre daruri pe pământ. Cu ea vei porni la luptă și nu vei cădea nici când. Și o strofă spune așa, ultima din cântare. Cine spune că-L iubește pe Domnul Iisus Hristos, iar pe frații să-i urăște, acela-i un mincinos. Iar pe frații să-i urăște, acela-i un mincinos. N-am cântat-o de mult, dar
ăsta. Și atâtea lucruri frumoase și minunate ne aducem noi aminte. Și atâtea clipi frumoase ne aducem noi aici aminte în adunările noastre. De stări frumoase și de stări cerești care le trăim. Orică suntem mai puțini, orică suntem mai mulți, Domnul este întotdeauna aici, în mijlocul nostru și este cu noi. Și ne dă mântuire și bucurie și plecăm fericiți la casele noastre. Acesta e lucrul cel mai important, ca într-o adunare să fie întotdeauna prezent Domnul. Și mi-aduc aminte, m-am uitat la sora Mihaela, ne duceam la Milcoveni împreună și acolo era o soră care, pentru că Evanghelia de astăzi ne aduce aminte de ziua judecății. Ne aduce aminte că semnul crucii este semnul iubirii. Și mi-am adus aminte de Vechiul Testament, din Ezechiel, capitolul 9, când spune că înainte de judecata lumii, Dumnezeu va trimite un înger cu niște instrumente de scris și îi va însemna un semn, cu semnul tau, în litera grecească, semnul acesta este o cruce. O cruce simplă, un plus. Așa este litera tau în limba greacă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 9, că îl va trimite acest înger pe toți cei credincioși să însemneze cu semnul acesta pe frunte. Cu semnul acesta pe frunte ne însemnează preotul când primim noi Sfântul și Marele Mir, Darul Duhului Sfânt, la botezul nostru. Atunci când preotul ne unde cu Sfântul și Marele Mir. Acesta este semnul iubirii, al dragostei, semnul Duhului Sfânt pe fruntea noastră, care în viața noastră depinde. Dacă noi avem o viață frumoasă și în ascultare de Dumnezeu, semnul acesta va străluci mereu pe fruntea noastră, în timp nevăzut. Și după semnul acesta al dragostei și al iubirii, semnul crucii, Dumnezeu ne va cunoaște atunci în ziua judecății. Asta este ce spune Evanghelia în Matei, capitolul 25. Dacă pe cei bolnavi i-ați vizitat, acesta este semnul iubirii. Dacă pe cei flămânzi le-ați dat o bucată de pâine, dacă celor însetați le-ați dat un pahar de apă. Și apoi spune în Ezechiel că Dumnezeu îi va trimite pe îngerii nimicitori și pe toți acei care îi va găsi fără semnul acesta al iubirii și al dragostei pe fruntele lor strălucind, spune că pe toți aceia îi va ucide atunci în marea zi a judecății. Și mi-am adus aminte, eu odată am asociat cu textul acesta în Sfânta Scriptură din Vechiul Testament, cu pilda aceea frumoasă și minunată care am auzit o întâmplare din oasea Domnului. Despre o văduvă, vă mai spuneam și altă dată, care avuse un singur copil și crescuse cu greu în biserică și în adunare. Și au venit alte culte în satul lor și l-au atras pe tânărul acesta. Și tânărul acesta a început să frecventeze adunările lor și a părăsit și adunarea și biserica. Și a venit vremea să se boteze. Preotul a îndemnat-o pe mama să meargă și ea să asiste. Dar au făcut unor care lucru frumos și minunat, preotul a îndemnat-o să aducă pe mamă cămașa care mama i-a pregătit-o pentru botezul acela la alt cult, la o biserică, la un cult neoprotestant. Și au adus-o în biserică și împreună cu toți din oasea Domnului au ținut o zi de jertfă, au sfințit cămașa cu aghiazmă și i-a spus părintele acelei mame să aibă încredere că Dumnezeu va face o minune. Și atunci când mama s-a dus cu tânărul, cu copilul ei, acolo la casa aceea de adunare și urma să fie botezat împreună cu alți tineri și oameni din satul acela, părintele a spus mamei doar atât să-i spui fiului tău să nu meargă primul la botez și să rămână el să fie ultimul. Și spune că Dumnezeu a deschis ochii acestui tânăr și în momentul în care acei care erau candidați la acel botez intrau în vana aceea ca să fie botezați, spune că el a observat pe fruntea fiecăruia că parcă era urmele, doar urmele unui semn pe fruntea lor. O cruce care abia se mai vedea pe fruntea celor oameni. Și spune că atunci când ei ieșeau din apa aceea, odată cu ei ieșeau un balaur care cu o limbă imensă și aspră lingea. Și urma aceea al semnului iubirii care mai strălucea pe fruntea lor. O ștercea cu limba acel balaur. Și spune că acel tânăr s-a îngrozit de lucrul acesta pe care numai el îl vedea și a luat mama de mână și a spus mamei, hai mama să mergem, că nu-i locul nostru aici. Și s-au întors înapoi în biserică și în adunare. De aceea vă spuneam și
auzim mereu și citim și auzim în adunările noastre și în biserica noastră și în cuvântul lui Dumnezeu despre semnul acesta al iubirii și al dragostei, după care Dumnezeu ne va recunoaște atunci în ziua judecății. Și spuneam despre sora aceea, pentru că Evanghelia de astăzi, ea totdeauna avea o cântare. Era o soră care întotdeauna și parcă se ducea acasă supărată dacă nu o lăsai să cânte cântarea aceea. Mare va fi ziua judecății, judecății de apoi, sau nu știu cum e textul, dar mare și groaznică va fi ziua aceea judecății, când tată de fiu se va despărți, când păstor de turmă se va despărți, când frate de soră se va despărți. Deci noi să facem în viața aceasta ca semnul acesta al dragostei și al iubirii să strălucească mereu pe fruntea noastră. Semnul acesta care l-am primit la Sfântul Botez prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Dar să cânt la cântare, să trec cel în cântare, să nu se îngrop fricos talentul, pentru că Părintele a sosit și cum face și încheierea acestei bucurii și sărbători. Să nu-ți îngropi fricos talentul, nici lampa ta să n-o ascund. Pe mare-i vânt și în tunelii mulți pot pieri și tu răspunzi. Mulți pot pieri și tu răspunzi. Cui cu lacăt ușa, nici câinii să-i slobozi ușor. Pot mulți pieri în frig și în foame, și tu răspunzi de moartea lor, și tu răspunzi de moartea lor. Pot mulți pieri în frig și în foame, și nu răspunzi de moartea lor. Să nu-ți deschizi prea ascult gura, și ochii să-ți închizi prea mult. Sunt buni ce mor, sunt răi ce-mi vie, și tu ai să răspunzi apoi, și tu ai să răspunzi apoi. Sunt buni ce mor, sunt răi ce-mi vie, și tu ai să răspunzi apoi. Să nu-ți deslegi prea des cărarea, nici pacii să nu-ți legi prea rar. De orice râse acum prea dulce, vei plânge cândva prea amar. Vei plânge cândva prea amar. De orice râzi astăzi prea dulce, vei plânge odată așa de amar. Ia ușoară vina, nici al virtuții drum prea greu. Nimic nu-i scump în
mâini veșnic, ca sufletul și Dumnezeu, ca sufletul și Dumnezeu. Nimic nu-i scump, nimic nu-i veșnic, ca sufletul. Nici părăsit, nici vinde aceste lucruri, nici de cum, că multe viaturi ți se legate de firul clipei de acum, de firul clipei de acum. Mariana ne-a cântat atât de duios și de mișcător că multe veacuri ți-s legate de firul clipei de acum sau de clipa de acum. Dragii mei, nu știu cum ar trebui să-i mulțumim noi lui Dumnezeu pentru harul acesta minunat pe care ni l-a făcut nouă prin această binecuvântată, sfântă și cerească lucrare. O lucrare unică, cum poate nu mai există în creștinism, în lumea întreagă. Și din păcate, atât de greu este acceptată, atât de greu este înțeleasă. Dar fratele Traian ne mânghie atât de mult prin acea frumoasă poezie în care ne regăsim și mai ales regăsim duioșia comuniunii, a părtășiei frățești. Într-unele sau într-una din strofele ce vine printre voi, iubiții, fratele Traian spune: ce vine lângă voi cu lacrimi îngenunchiați să ne rugăm, ce bine lângă voi când Sfântul Cuvânt Ceresc îl ascultăm. Și apoi zice: ce bine lângă voi când glasul printre cântări din gândim, ce bine-i când gândim că în ceruri întregi n-o să ne despărțim. Deci iată, sunt atât de nepământești clipele acestea pe care noi le petrecem cu lacrimi îngenunchiați în casa lui Dumnezeu, în această comuniune și părtășie frățească, în ascultarea smerită și cu atenție, cu luarea minte la cuvântul dumnezeiesc pe care părinții și frații ne-l spun și pe care Domnul prin el ne-l pune la suflet nouă. Și apoi zice: ce bine când gândim prin toate acestea că va veni și vremea când să nu ne mai despărțim niciodată. Când părtășia noastră, comuniunea noastră va căpăta o altă dimensiune. O dimensiune cerească, o dimensiune cosmică, o dimensiune nepământească. Sau cum zice într-o altă poezie, nu-i loc mai sfânt decât acela, știți poezia, și în final zice: nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde-ți ei, fă tot și du-te. Oriunde, oricum sunt ei, fă tot și stai. Oricât sunt ei și oricum sunt ei, fă tot și-i caută,
că unde să iei e un colț de rai. Vedeți, Dumnezeu, așa, fratele Iacobuță, Dumnezeu să-l odihnească, am avut șansa să-l însoțești pe el, pe la frați, prin țară, pe fratele Ghiță, prin Cupescu, pe fratele Aurica Androne, care astăzi este comemorat la Comănești. Țin minte că am vorbit odată la un privet, la un parastas al său, și am spus acolo, referindu-mă la terminologia cuvântului călugăr, care a dus tradus din limba greacă, înseamnă kalos, sau cuvântul expresiei e aceasta, kalos geron, adică un bătrân frumos. Fratele Aurica a fost un bătrân frumos și frații, când Părintele Petruț, când a scris reportajul, fratele Aurica Androne, liniuță, un bătrân frumos. De multe am avut de învățat și am mai spus-o și la Dumnezeu, cred că anul trecut, eu am simțit că fratele Aurica, de câte ori s-a revelat lucrul acesta, cu el parcă am o comuniune așa mai specială. Că el parcă este pus în vremurile de acum, acolo, de sus, să vegheze pentru lucrarea de aici și ceilalți înaintar, sigur. Și câteodată când nu reușeam să-mi îndeplinesc bine sau cât mi-aș fi dorit la Sibiu datoria mea, îi simțeam ustrarea. Altădată îi simțeam încurajarea lui și spunea să nu renunț, să merg mai departe. Pentru că la Sibiu n-a fost ușor și nu este, încă nu este ușor. Cu toate că avem pe părinții, pe părintele profesor și ceilalți frați din conducerea oastei, frații din Sfatul Frățesc, dar de multe ori am și eu partea mea, povara care apasă pe umerii mei. Iertați pentru această confesiune, dar am simțit să o spun plecând de la comuniunea aceasta lăuntrică pe care o am cu fratele Aurica. Spun că dincolo, cum zicea părintele Arsenie, să știți că de dincolo am să vă ajut mai mult. Dragii mei, mă gândeam la alte lucruri să le spun aici și timpul nu ne mai îngăduie și nici nu este cazul, pentru că frățiile voastre le cunoașteți și ați auzit oastea Domnului lucrarea aceasta a câștigat sute, mii de suflete pentru Împărăția lui Dumnezeu prin propovăduirea cu fapta, cu exemplu personal. Cum am auzit din mărturisirea fratelui Petrică, făcută de fratele Aurica Androne, da? Când frații aceia s-au dus și au fost aruncați, s-au fost bătuți și el aștepta să vadă reacția lor. Și câte nu vă amintiți, frățiile voastre, de nenumărate ori fratele Cornel Silaghi spunea că zice, a venit la mine un reporter și m-a întrebat, domnul Corneliu, dacă l-ați întâlnit pe securistul acela care v-a torturat, v-a persecutat, ați avea putere să-l iertați? Și nu numai că l-aș ierta, i-aș săluta și mâinile și picioarele, pentru că el mi-a împletit cununa, cea nevestejită. Un frate țin minte că mărturisea lucrul acesta, zicea, a mers cu trenul într-o călătorie și unul dintre colegii săi de drum, cu cei cu care călătorea, era și că mai bun de vorbă și a intrat în dialog cu toți cei care erau acolo și a început să-i întrebe pe fiecare, tu cine ești, de unde ești, unde te duci, ce faci acolo, și a ajuns și la fratele acela. Și la un frate, nu mai știu exact conjunctura, dar mi-a rămas povestirea, că am auzit o mărturisire în adunare și nu spusă de el. El a povestit-o la un frate mai apropiat și alt frate a spus-o în... Și când fratele i-a povestit că el este credincios, că merge la o adunare a oastei noastre și când păi zice, aia e o sectă. Zice, nu, el, zice că fratele nu s-a grăbit să-i spună că e sectă.
Și din fericire, zice o credincioasă, care era în compartiment, fusese în vizită la sora ei într-un oraș și în orașul respectiv, părintele protopop a anunțat după masă, de la ora 4, e adunarea oastei Domnului aici în catedrală. Și zice, am auzit eu că oastea, părintele protopop, și apoi am vorbit despre lucrarea oastei extraordinară, la superlativ, că e o lucrare minunată, că ostașii sunt credincioși și cei mai activi și cei mai buni ai bisericii. Părintele protopop a lăudat oastea și pe frații. Și el a început în continuare, s-a îndoit și nu, lasă, nu-mi spune tu mie. Dar discutând puțin cu fratele, fratele în așa fel a pus problema, atât de tare l-a mișcat pe interlocutorul tău său, pe cel care îi lua interviu, încât omul ăsta zice la un moment dat, zice, lasă că nu-i chiar așa, că nu fiți voi cei mai credincioși și cei mai stinți. Dar auzi, dacă s-ar întâmpla să te supere, să te jignească cineva dumneavoastră fi în stare ca să-l ies pe omul acela, zice, dragul meu, zice, nu așa vreau să mă dau eu mare, dar vreau să spun că spre slava lui Dumnezeu au fost multe cazuri, sau au fost câteva cazuri când mi s-a întâmplat să fiu dojenit și paciocorit și așa, și l-am iertat. Și l-am iertat din toată inima. Și omul acela din tren zicea, aproape cât e cred. Deci, în așa fel, am văzut mărturisirea fratelui, aproape că te cred, pentru că te văd un om blând, un om răbdător, așa, ce mi-a transmis ceva, dumneavoastră. Așa au făcut frații. Și deci, după aceea l-a întrebat, și totuși, deci, oastea nu e o mișcare sectară, nu sunteți pocăiți. Și așa a învățat omul acela de la fratele, din pilda frumoasă din mărturisirea lui, că lucrarea voastră e o lucrare deosebită. Sigur, nu e suficient. Dar, iată, noi ne bucurăm că Împărăția lui Dumnezeu începe de aici, de pe pământ, cum cânta Părintele, da? Că multe clipe sau clipele din veșnicie atârnă de viața noastră de acum. Tu singur îți faci raiul și îți pregătești pe care. Sau sunt trăirea ta, viața ta cu Dumnezeu te așează de-a stânga sau de-a dreapta. Bunul Dumnezeu să ne ajute și, într-adevăr, să ne dăruiască putere să împlinim virtutea aceasta cea mare a iubirii de vrăjmași. Să cerem ajutorul Domnului, sigur, nu e ușor, pentru că chiar și noi, frații ăsta și ceilalți oamenii credincioși, câteodată încercăm să ne facem dreptate și să ne apărăm dreptatea noastră. Să ne ajute Domnul, cum zicea și astăzi la Sfânta Liturghie, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că cel care își iartă pe dușmanul său, acela nu dușmanul îi face în primul rând bine, ci lui însuși își face bine. Sigur, porunca aceasta nu e ușoară, dar nu este nici imposibil. Ne-a arătat-o Mântuitorul, ne-a arătat-o Sfântul Arhidiacon Ștefan, și sunt nenumărate exemple în Sfânta Scriptură. Chiar și David, știți că a fost prigonit de Saul, a avut posibilitatea de 3 ori ca să-l omoare, să se răzbună pe el. Și când ostașii care îl însoțeau și îl împărțeau, ea zice, uite, acum Dumnezeu ți l-a dat pe dușmanul tău în mâinile noastre. Ne dai voie să-l omorâm. Nu, să nu atingeți de el. Nu așa trebuie. Și era în perioada Vechiului Testament. Ați auzit că s-a zis celor de demult. Așa auzim în predica de astăzi. În nenumărate ori e acest dialog al Mântuitorului cu apostolii, cu cei care au fost atunci prezenți pe muntele fericirilor, dar este valabil și pentru noi. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu uciți, să nu săvârșești adulter și de fiecare dată să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău și de fiecare dată zice, eu însă vă spun vouă. Deci cuvântul meu are greutate și putere. Ceea ce Domnul ne spune, El ne învață altceva. Ne învață să nu răspundem la rău cu rău, ci să răspundem la rău cu bine, că atunci, iată, vom grămădi cărbuni aprinși pe capul celor care ne sunt dușmani. Așa reușim să-i câștigăm pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Și ziceam astăzi că Sfântul Grigorie Teologul spune că acești cărbuni aprinși de care vorbește Sfântul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, sunt aprinderea cărbunicei aprinși și aprinderea gândurilor spre Dumnezeu, spre săvârșirea faptelor celor bune. Chiar m-am gândit, poate știți și frățile voastre, vă readuc în atenție, e o întâmplare din istorie. Cu 300 de ani înainte de Hristos s-a întâmplat un lucru extraordinar și chiar m-am gândit, uite, oamenii aceștia erau necreștini, erau, nu-L cunoșteau pe Hristos și cum a știut acel împărat, se spune despre Dromichete sau Dromichete, el era conducător getotac și împotriva lui, conducătorul tracilor, Lysimach, a pornit un război. Asta se întâmpla pe la 300 înainte de Hristos. Și Dromichete l-a biruit foarte repede pe Lysimach și în loc să se răzbune pe el și pe împărat și pe oștenii săi, i-a luat la el la palat, i-a ospătat și i-a ospătat în vase de aur, iar el și cu ceilalți ai lui au mâncat în vase de lut mai departe. Deci nu s-a răzbunat. Și se spune că imediat s-a instaurat între ei o pace și atunci Dromichete i-a dat lui Lysimach, fiica sa, în căsătorie și iată cum au știut oamenii aceștia înainte de Hristos, cum se spune, din fire fac ale legii, să nu răspunde la rău cu rău, ci au răspuns la rău cu bine. Mulțumim lui Dumnezeu că poate în anumite situații și noi, într-o mică măsură, am reușit să nu răspundem la rău cu rău. Spuneam la Malul Alb, la Miri, acolo, la mireasa noastră de la Reșița, cele 9 sfaturi date de un episcop de Alexandru Milian și într-una din sfat, al treilea sfat era acesta, dacă vreo dispută, vreunul trebuie să iasă învingător, cedează tu. Să vă gândiți mereu, eu chiar după ce am venit acolo, am primit un mesaj așa, că am dezamăgit frații pentru că n-am vorbit din cărarea tinereții curat. E vai de tinerii aceia de noastre care ajung la pasul căsătoriei, am vrut să scriu și ei n-au citit cărarea tinereții curate până atunci. Și chiar m-am gândit la textul acesta, că dacă vreo dispută, preotul trebuie să iasă învingător, cedează tu. Să ne gândim mereu la lucrul acesta, când simțim o provocare, să renunțăm, să nu răspundem, ci să cerem ajutorul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze și mulțumim Lui pentru că El a rânduit să fim anul acest, să ajung și eu în jurul dumneavoastră de la Sibiu, ceilalți frați de la Sibiu au mers la Beiuș și la Oradea, unde iarăși sunt frații adunați și peste tot. Dumnezeu să le răsplătească și fraților de aici, de la Herculan, fratelui Iosif, care se ostenește și s-a străduit să țină flacăra oastei aprinsă. Fratele Iosif, Dumnezeu a rânduit să cunoască oastea Domnului în timp ce eu mergeam la liceu, la Mehatia. Așa le-am întâlnit. Și de atunci s-a creat o comuniune deosebită între noi și între frații de aici din zona. Domnul să ne ajute, slăvit să fie Domnul. Vă face rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta și fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dacă este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu și în vecii vecilor.
Te slăvim și binecuvântăm Dumnezeu nostru și Părintele nostru pentru astfel de stări care, Doamne, ne-ai pricinuit și în ziua de astăzi. Nici nu mai găsim cuvinte de mulțumire, pentru că aceasta am vrea să-ți mulțumim și să fim recunoscători totdeauna, de fiecare dată, și aici, și în astfel de stări, și întâlniri frățești, și la casele noastre, și în tot cursul vieții noastre, să-ți mulțumim și să-ți mulțumim, mai ales de cât te-ai făcut de cunoscut nou. Mi-ai făcut de cunoscut această lucrare sfântă, prin care părtășirile acestea sfinte cu frate și surorile noastre ne putem bucura pentru cuvântul Tău, prin reversarea harului Tău, prin prezența Ta în inimile și în viețile noastre. Simțim bucuria aceasta care, Doamne, am dorit atât de mult să o părtășim celor din jurul nostru. Dar, Doamne, iată, parcă n-avem puteri, suntem slabi și totuși ajută-ne ca măcar cu viața noastră sau și cu cuvântul și cu toate ceea ce ne le pui înainte să putem să răspândim aceste stări minunate, ca și alții să poată guste din bucurile acestea. Noi plecăm la casele noastre mulțumiți și cu pace și cu bucurie în sufletele noastre. Și totuși ne gândim și nu putem să uităm pe cei din jurul nostru. Să vedem poate atâta tulburare și atâta zbatere fără de Tine și parcă toate se termină fără de folos. De aceea ai milă de fiecare în parte, așa cum și de noi. La timpul hotărât te-ai îndurat și de noi și ne-ai iată, ne-ai pus n-am de mână. Eu sunt vreo pârghi, vreo stare în care să putem să gustăm din bucurile acestei, stările acestea. Tot așa îndură-te și de cei din jurul nostru. Pentru că, Doamne, ești dragi, sunt acei ai noștri din familiile noastre, sunt cunoscuții noștri, sunt lumea întreagă, pentru că toți trebuie să ajungă la cunoștința adevărului Tău. Ajută-ne și pe noi cum să putem lucra, cum să dă înțelepciune și putere și toate să le facem după voia Ta, ca să fie totuși cu folos și pentru aproapele nostru. Te rugăm, Doamne, să păzești și pe cei care au rămân aici. Ne mulțumim prin Tine, Doamne, pentru bucuria care ne-au făcut în ziua de azi, pentru toată jertfa care au făcut-o, ca noi să ne simțim bine. Răspătești și tuturor orice jertfă, fie cu bănuțul, cu rugăciunea, cu postul, cu toate ceea ce, Doamne, s-a făcut, Tu știi de la fiecare. Am dorit zilele acestea și clipele acestea. Încă de mult timp ne-am rugat ca, Doamne, Tu să fii prezent și Tu să reverși prezența Ta și harul Tău peste noi. Te rugăm să călătești cu fiecare în parte, la casele lor, să ajungă cu bine și apoi acolo. Te rugăm ajută-ne să putem fi un exemplu. Suntem încă de multe ori slabi și poate nu suntem pilde frumoase așa cum ai dorit Tu. Dar totuși, dorința în inimii noastre Tu o știi la fiecare. De aceea cerem ajutorul Tău pentru fiecare. În limita și măsura în care, Doamne, fiecare dorește să Te caute. Dă-ne putere să ardem, să ne înfățărăm pentru Tine, ca, Doamne, să putem să-ți mulțumim pentru toate. Mulțumim încă atât pentru toate, ne aducem aminte de cei care n-au putut să se bucure și ar dori. Ne aducem de fiecare dată aminte de cei bolnavi, de cei neputincioși, de cei care cine știe pe ce stări grele stau. Ai milă de fiecare parte la căsuțele lor, poate cine știe ce depărtări, singurate și fără de mângâiere. Numai Tu știi pe cine să trimiți la ei, pe noi fiecare în parte la locurile noastre, ajută să facem treaba și lucrarea cea bună. În acest spirit, Doamne, că Tu asculti rugăciunea noastră și tot gândul cel bun ne-l vei înfăcăra și mai mult ca pentru toate să-ți putem mulțumi ție, Tată, Fiule și Duhurile Sfinte, de vecii vecilor. Amin. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și ne ajută-mi.